atacă PSD cât se poate de clar pe chestiunile economice. Astăzi cursul a reușit să se stabilizeze, dar nu este foarte clar ce se va întâmpla cu Banca Națională și dacă Banca Națională a intervenit sau va interveni. Isărescu este la cuțite cu Dragnea și cu Vâlcov. A fost circ în Parlament astăzi, vor să-l aducă la ordine pe Isărescu, care nu se lasă adus, nu intră în clinciul ăsta. Criză guvernamentală extrem de mare, da? E haos în guvern pentru că n-au făcut bugetul, pretind că-l aduc. PSD sângerează astăzi, Mihai Tudose, fostul premier, a plecat. Acest mare partid de stânga a rămas cu un singur premier în interiorul lui, cu doamna Dăncilă. Toți ceilalți au fost exilați, decapitați, ejectați din partid. Cam asta este povestea. PSD nu stă bine deloc, guvernarea nu stă bine și, cel mai important, ar spune eu, economia nu stă bine. Despre asta o să discutăm în următoarele momente. Am niște cartoane, am niște informații frumoase, extrem de interesante, pe care de-abia aștept să le livrez propagandei PSD, care tot o ține langa, da, repet, sunt tot felul de troli pe internet care îmi scriu, domnule, că merge economia, că faceți critică în fiecare seară așa învederată, că totul merge bine. O să vedeți cartonul cu scumpiri, cartonul cu medicamente, o să vedeți cât vă costă și cum ne costă pe noi toți prostia acestor guvernanți. Îi spun bună seara jurnalistei Ioana Stănciulescu, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Oreste Teodorescu, la fel, se alătură încă o dată dosarului de politician și mulțumesc. Fostul ministru al economiei Lucian Bode, deputat PNL, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Stelian Ion, deputat al USR, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Și în ultimul rând, avocatul Sebastian Bodu, bună seara, mulțumesc. Bună seara. Ați devenit deja un vechi combatant al dosarului de politician. Mergem la președintele României, Klaus Iohannis, care trage semnale de alarmă în fiecare zi și trage și țintește acolo unde doare cel mai tare, da? Acolo unde doare cel mai tare, adică aici. Haideți să vedem. Ceea ce vedem la PSD este încercarea permanentă de a găsi vinovați de serviciu. Ba sunt companiile multinaționale, ba este Banca Națională, doar pentru a ascunde incompetența propriilor miniștri și lipsa de soluții față de nevoile românilor. De exemplu, este inadmisibil ca până la finalul lunii ianuarie să nu existe nici măcar o proiecție bugetară care să ofere economiei o anumită perspectivă financiară pentru anul în curs. Solicit guvernului să vină cu un buget realist pentru 2019, un buget construit pe baze credibile. În privința bugetului, am văzut chiar în aceste zile cum se laudă PSD, în mod speculativ și, zic eu acum, naiv, cu creșterea veniturilor bugetare. Îndemn să se mai uite odată, însă pe linia veniturilor fiscale, cele care arată performanța ANAF-ului. În raport cu 2016, ponderea în PIB a veniturilor fiscale este în scădere. Veniturile fiscale încasate în 2018 sunt cu 2,6 miliarde de lei sub nivelul programat inițial prin legea bugetului, deși PIB-ul nominal prognozat a fost între timp majorat puternic, cel puțin în scripte, de la 908 la 950 de miliarde de lei. Președintele Iohannis a făcut bine temele sau consilierii domniei sale și demontează povestea de acum două zile, Oana Stănciulescu, a lui Liviu Dragnea, care a postat pe internet cifre că i-a crescut PIB-ul, că i-a crescut veniturile bugetare, când în realitate este cât se poate declar că oamenii ăștia au colectat mai puțin bani și practic vând povești pe hârtie. Au spus-o de când a postat domnul Dragnea aceste cifre și fotografia cum se lucra, nu? O ședință, am aflat cine conduce România cu cifrele pe masă, au spus-o și economiști și liderii politici în opoziție și au demonstrat cu cifre, spunând că ceea ce a livrat Liviu Dragnea populației sunt cifre false, ceea ce mi se pare extrem de grav. Printre argumentele economiștilor, analiștilor economici și politicienilor din opoziție, apar și următoarele. Guvernul a băgat fondurile europene adăugat la venituri, de asta sunt veniturile mari.
mari și multe, multe chestii, multe artificii pe care le făceau. Dacă ți-amintești, în anii 90, instituțiile, inclusiv asta de prognoză de care se folosesc acum, instituțiile venite de, cu metodele de calcul dinainte de 89, da, era domnul Văcăroiu atunci. Să-i rostim numele, este un tip Ghizdeanu. Care este mâna dreaptă a lui Vâlcov de la Institutul de ăsta de prognoză. El este cunoscut în cercurile politice că când vine ministrul de finanțe, oricare s-ar numi la el, sau premierul României, spune: domnul ministru, cât vreți să fie? Cât vreți? Sondaje. Și Ghizdeanu bagă în ele. Nu este prima dată. Cred că vă amintiți că în ultimii 2-3 ani s-au tot demonstrat că cifrele venite, livrate de la Institutul de Statistică, nu sunt cifre reale, ceea ce este impardonabil și, într-adevăr, nu știu dacă nu e cumva penală povestea asta, cum a sugerat, dacă nu mă înșel, colegul dumneavoastră Florin Câțu, senatorul Câțu. Deci suntem într-o situație fără precedent, nu știu dacă s-a mai întâmplat asta în ultimii 30 de ani în România, ce se întâmplă acum fără buget, fără împrumuturi, Ministerul de Finanțe nu se mai poate împrumuta la bănci și colac peste pupăză folosește bufferul, rezerva de la Ministerul de Finanțe. Auzi, pe 6 luni de zile stăm liniștiți pentru că folosim bufferul. Și după aceea? Păi nu, dar și după aceea, dar dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva în 6 luni, fondul de rezervă al guvernului s-a păpat, bufferul de la finanțe s-a păpat și de asta stau toți ochii pe rezerva de la Banca Națională. Și dacă fugăște Oana de la guvernare? Eu nu cred că fug. Dacă papă tot și dispar prin vară. Eu nu cred că lăsând țara în foc. Da, și este una dintre variante pentru că au ajuns la fundul sacului, vor să recunoască sau nu vor să recunoască, dar nu cred, pentru că uite, mai au, vin cu impozitul progresiv, de unde o să mai aducă niște bani de la ăștia care muncesc și au salarii mai mari și o să mai vină niște bănuți. Mai e fondul de rezervă, mai e fondul suveran și poate aici să avem ai invitații oameni specialiști în domeniul ăsta care pot să ne spună cât de periculos este. Sunt niște companii de stat foarte profitabile, nu există niciun control. Băieții ăștia pot să facă ce vor cu aceste companii, cu Romgaz, cu Hidroelectrica, cu bucăți din ele, cu acțiuni din ele. Să ne spună fără niciun control, ministrul Bode, imediat cum se pune problema. Oreste, merg prima dată la tine înainte de a merge pe discuția asta cu reprezentanții opoziției. Chestiunile economice au revenit în agenda publică, tocăm justiția de vreo 2 ani de zile și a venit așa ca un tsunami peste noi, realitatea asta economică, fără buget, cu curs euro dus în aibii, da? Și încep ăștia să dea din colț în colț, ei vânzând povestea asta miraculoasă în care România curge lapte și miere. Aș vrea să mutăm unghiul de analiză sub o altă lupă, mai puțin uzitată în emisiunea de televiziune, pentru că ea nu e foarte ușor de înțeles pentru publicul larg, pentru că nici nu explică nimeni foarte limpede. Trebuie să înțelegem că astăzi, în momentul de față, în jocurile de putere din România, se ciocnesc cap în cap două axe geopolitice. Axa cluburilor liberale, din care face parte președintele Klaus Iohannis și partidele de dreapta, care își doresc foarte mult să păstreze principiile și filozofia, da, nord-atlantică, cu privire la ce înseamnă stat de drept și ce înseamnă economie liberă, în care statul nu intervine brutal prin niciun fel de pârghie pentru a controla bunul mers și al finanțelor și al economiei în sine. Și acesta este clubul nord-atlantic. Pe de altă parte, de când domnul Dragnea și domnul Vâlcov, cu domnul Teodorovici și cu alți domni, care răspund mai degrabă telefoanelor de la sărit decât celor de la vest, s-a interpus în acest mecanism al statului român o altă axă, axa democrațiilor, între ghilimele, iliberare. Adică acolo unde și avem modelele Orban, avem modelul Erdogan, avem modelul Putin și avem alte modele, tezele care au fost implementate și însămânțate cu discreție, dar au găsit, din păcate, un teren destul de fertil și în aparatul administrativ și politic din România, tezele lui Dugin. Da? Adică în care statul devine un jucător a priori care poate, da, interveni în fundamentul liberalismului economic și își poate direcționa, găsind, cum spune foarte bine Oana Stănciulescu, vinovații de serviciu, se poate alimenta, da, într-o masă crescândă pe care o alimentează cu teze populiste a unei populații care întotdeauna caută niște răspunsuri foarte complicate la niște întrebări foarte simple. De ce nu merge economia românească? În loc, guvernul României să adopte, domne, niște modele funcționale din vest, care ne arată de cel puțin 70 de ani cum au crescut
niște țări, cel puțin după al doilea război mondial, în care guvernele n-au făcut altceva decât politici fiscale care să încurajeze până la urmă ce? Antreprenoriatul. Că asta ne deosebește pe noi de estul Europei și în general de estul lumii. Că noi, dacă dorim să facem parte din clubul select al democrațiilor de origine liberală, și noi când am intrat, și trebuie să repetăm asta până când lumea înțelege, noi când am acceptat să intrăm în 2007 în Uniunea Europeană, Uniunea Europeană este sinonim cu clubul democrațiilor liberale. El așa se numește. Asta este denumirea oficială, da, a funcționării acestei paradigme. Este o paradigmă. Aș adăuga, Oreste, am intrat semnând un tratat, adică un contract. Am semnat un contract pe care ne-am asumat două condiții de bază care astăzi sunt atacate beneficii. La fundamentul lor. Avem un MCV care este un mecanism de control asupra aparatului justiției, pentru că într-o democrație liberală, separarea puterilor în stat este axiomatică, nu o poate ataca nimeni. Ca lucrurile să poată funcționa, iar banii, că banii până și Marx, care este tătucul spiritual, dacă vreți, al tovarășului Dragnea, dar Dragnea nu l-a citit pe Marx, că dacă Marx, domne, a scris o carte interesantă în secolul 20, Capitalul. Domne, banii, ei nu sunt făcuți pentru a construi politici cu ei, cum se întâmplă de fapt în România, în care niște băieți strâng foarte mulți bani ca să cumpere după aceea niște partide politice și să continue să stăpânească, da, mecanismele politice prin pârghii financiare. Asta nu se întâmplă decât în oligarhia post-sovietică. Asta se întâmplă în China a domnului Xi astăzi. Asta se întâmplă în clubul acesta, rău famat din punctul meu de vedere, care nu produce bunăstare pentru cetățeni, care este clubul iliberalismului. Ce înseamnă iliberalism? Că este o altă formă de a se numi comunism cu față mascată. Adică, domne, eu am un sistem politic care poate interveni oricând discreționar în mecanismele economice, când dorește oligarhul, când dorește tătucul, când dorește domnul Dragnea, de exemplu. Domnul Dragnea cu domnul Vulcan. Adică, bă, mâine vezi că îți dau taxă. Păi, uite, hai să ne punem întrebarea. De ce companii trebuie să plătești? De mâine ce te impozitezi acolo, mâine îți dau acolo. S-a întâmplat o chestiune pe care trebuie să o subliniem și să o înțeleagă foarte bine, că este un pericol foarte mare. Domnul Vulcan își subordonează cu manta ANAF-ul, da? Pentru că ANAF-ul, în loc să fie un colector cinstit și onest de taxe ale marilor datornici și ale micilor datornici într-un mod normal și transparent, cu taxe care să se regăsească după aceea, până la urmă, într-o infrastructură. Și da, servicii publice, că de-aia colectează taxe. Asta este contractul, da, între stat și cetățean. Bă, voi v-ați votat pe mine și din banii pe care noi îi colectăm din taxele și impozitele voastre, băi, vă facem niște autostrăzi, băi, vă facem niște spitale, băi, nene, vă facem niște școli, băi, nene, avem niște proiecte pentru bunăstarea cetățeanului, pentru că indiferent că ești de stânga sau de dreapta, cel care te alege este cetățeanul și cetățeanul trebuie să facă un contract cu tine. E, domnul Vulcan acum cu manta își subordonează ANAF-ul, pe care îl transformă într-un fel de poliție economică. Bă, nu ești cu noi? Îl trimitem portărei după tine. Da, lucrurile și care vine Ghizdeanu, și îți face lista de control. Dom'le, Ghizdeanu, nu-mi cheamă Ghizdeanu, că e dat în Ghizda, mă, te duci la ăla, îl execuți pe ăla, da, îl controlezi pe ăla. Exact. E, tipul ăsta de politică se întâmplă în clubul ăsta răsăritean. Așa se întâmplă în Federația Rusă, așa se întâmplă în Bielorusia, așa se întâmplă probabil în China, așa se întâmplă în zonele în care democrația parlamentară și economia de piață nu au intrat și probabil nu vor intra niciodată. Sebastian Bodu, te rog, dacă vrei să mai adaugi ceva. Nu, eu vreau să spun că în momentul de față trebuie să înțelegem că se duce un război care nu și are centrele de putere în România, cum probabil greșit am putea să credem. Nu! Războiul ăsta se poartă pe o axă lungă, hai să zicem simbolic așa, între Beijing, Moscova, Berlin, Londra, Washington. De acolo pleacă cele două paradigme. Paradigma nord-atlantică a economiei liberale și paradigma duginistă, asta care vine de la chinezi și de la ruși. România, întâmplarea sau blestemul geografiei, a făcut ca țara noastră să fie exact pe linia de confruntare, dacă ne luăm după Huntington în ciocnirea civilizațiilor, pe linia de confruntare între cei doi berbeci. Berbecul de la răsărit și berbecul de la apus. E, în momentul în care ei se bat cap în cap, că sunt două filozofii, două oferte, ca să înțeleagă toată lumea, sunt două oferte pentru cetățean, diferite. Una în care parlamentarismul, pluripartidismul, democrația și economia de piață întăresc contractul dintre stat și cetățean și lasă bre pe antreprenor, care este motorul unei economii, să producă bani și din taxele și impozite colectate de la care produce bani, să se întâmple și autostrăzi, să se întâmple și spitale și școli și așa mai departe. Și există modelul celălalt în care statul, niște băieți pe care îi aleg odată unii la 4 ani, da? În momentul în care s-au cocoțat în piramida de puteri, decid ei ce se întâmplă, dar ei nu decid pe plus economic, pentru că statele astea, ei nu produc nimic. Hai să vedem aparatul bugetar din România, ce producție are în România. Adică noi dacă am trăit doar de la stat,
fără niciun antreprenoriat, fără nicio libertate economică, care ar fi puterea de cumpărare al cetățeanului din România? Adică cine este motorul economiei? Cine face plus valoare în țara asta? Statul face vreodată, statul a făcut vreodată? Niciodată, statul cheltuie. Sebastian Bun. Da, eu vreau credeți să că, fiu mai ceva mai... Credeți că va da în spate PSD-ul după toate reacțiile astea din mediul de afaceri? Este un scandal monstru, scuzați-mă, o mică paranteză, am uitat să vă spun de ce au făcut cu primarii din România, da? Care s-au dus toți cu mic, cu mare la guvern, pentru că le-au tăiat banii. Toată lumea țipă, nu o să aibă bani de salarii primările din România. Nu sunt bani, da. Eu o să mă depărtez puțin de un discurs generalist cu linia Focșeană-Moloasa. Vreau să vă vorbim despre niște cifre. A prezentat guvernul un grad de colectare a creanțelor bugetare de 31% din PIB. Eu am rămas perplex. Deci uitați ce anunțau în noiembrie, în noiembrie 2018, anunțau 25,8% din PIB. Deci cu 5% mai puțin, adică cu 9 miliarde de euro. Da. Deci ce-s cu cifrele astea? De unde le scot? Deci 25,8% din PIB anul trecut, în scădere la 26,5% cu un an anterior, în 2017. Ar fi în stare să mint atâta de grosier? Deci nu ai cum să ai o lună de zile să faci plus 5% din PIB. Haideți să vă dau un exemplu. Cel mai mare grad de colectare a bucăților bugetare a fost 31% când eram eu la ANAF, urcându-l de la 30%. Deci am reușit și vă dau... Mai țineți cât de bine s-a colectat atunci. Și cum a cu evaziunea toată asta. Oamenii erau mai mai plăteau voluntar. Da, și a reușit cu 1%, fără, e adevărat, în condiții de reducere a fiscalității. Orice finanțist știe că nu poți crește colectarea cu maxim mai mult de 1%, 1% jumate pe an, de la an la an. Adică mărim baza. În 4 ani poți să colectezi cu 4% în plus față de... Mărim rata, e ușor să colectezi. Da. Da? Deci facem 50% impozit și... Întrebarea este dacă nu se vor opri cu măsurile astea. Nu se vor opri pentru că ăsta e stilul. De stilul este modelul, șablonul este următorul. Umflăm tot din cifre ca să mărim cheltuielile. De-aia nu vin cu bugetul. Pentru că nu știu ce să facă. Ei vor să vină cu un buget al căror venituri să fie umflate, să fie artificial mărite pentru a acomoda cheltuielile generoase. Și-au pregătit niște mici bombițe. Și sunt disperați. Gândiți-vă că și încă ceva, această colectare, acest procent, cât o fi el din PIB, mare parte din el provine din venituri nefiscale, respectiv din faptul că au luat toate dividendele, profituri. Deci au decapitalizat toate societățile cu capital de stat, da, întreprinderile, societățile naționale, pentru a căptuși bugetul. Deci despre ce vorbim aici? Ei nu au bani să treacă strada. Pentru că deficitul bugetar nu e 2,5. Și în opinia mea Sebastian Bodu, din informațiile mele, în opinia mea, chiar să falsifice datele bugetare. Lucian Bode, am înțeles că v-ați întâlnit mai mulți politicieni, oameni de afaceri, o discuție pe ce s-a întâmplat cu măsura asta pe piața de energie, producătorii de energie, da? Și aș face o mică paranteză. Toată lumea a fost șocată, domnule, ce se întâmplă cu cursul, este aproape de 5 lei. Și discuția este că povestea cursului este o consecință a nebuniei declanșate în ultima zi cu această ordonanță când au început să pună biruri pe sectorul energetic. Ce spun oamenii din business? Așa este, am avut astăzi o dezbatere extrem de interesantă generată de Partidul Național Liberal cu tot ce înseamnă structuri asociative relevante, reprezentative din sectorul energetic. Sigur că am putea vorbi la fel de bine și despre impactul acestei ordonanțe numite de ei taxa pe lăcomie, celebra ordonanță 114/2018 și în sectorul bancar și în sectorul telecomunicațiilor. Nu prea se discută despre jocurile de noroc, de acolo este altă chestiune și am putea discuta la un moment dat și de ce această industrie este singura care este afectată și tace. Nu scoate un cuvânt în această perioadă, revenind la sectorul energetic. Evaziune fiscală, se fură. Noi spunem că lăcomia guvernului nu are limite. Faptul că această ordonanță, ordonanța 114, reprezintă, fără doar și poate, bomboana de pe coliva sectorului energetic național, este o certitudine confirmată de către toți cei care au participat astăzi la dezbatere. Și nu se mai ascund acești oameni, pentru că aveam discuții informale și până acum.
la grupul parlamentar și sunt convins că discutau și cu colegii de la USR și cu celelalte grupuri parlamentare, dar ei, fiind oameni de afaceri, de regulă, evită să discute public și de față cu presa chestiuni care țin de decizii politice. Iată că nu mai fac acest lucru, nu se mai ascund pentru că le-a ajuns cuțitul la os. Cum au adoptat această ordonanță, știm cu toții. Fără fundamentare riguroasă, fără studiu de impact, fără consultarea structurilor reprezentative, ca să nu mai vorbim, fără respectarea principiului fiscalității. Deci, acesta a fost cadrul în care au adoptat ordonanța. Ce spun oamenii? Faptul că au introdus cele două modificări esențiale în sectorul energetic, impozit pe cifra de afaceri, 2%, și plafonarea prețului la energie electrică și gaze naturale, la unison, toți reprezentanții acestor structuri asociative, și o să vă dau și exemple pentru că ați spus ceva pe surse, unii operatori se pregătesc de disponibilizări. Au spus lucrul acesta la întâlnirea cu subiect și predicat și o să spun și despre cine este vorba. Ei spun așa, această ordonanță va duce deja la creșteri de prețuri. Am văzut că am ajuns la nivel istoric. Prețuri de 650, 700, 800 de lei pe megawatt oră, în condițiile în care prețul a explodat în 3-4 săptămâni. Prețurile au crescut. 2. Importurile au ajuns la un maxim istoric. Am importat aproape 20%. Sâmbătă la ora 8:15 au importat 1934 de megawatts. Maxim istoric în ultimii ani. Vor duce la concedieri, așa cum spuneam, și o să spun despre ce este vorba. Pierderi la bugetul de stat asumate deja, pentru că în momentul în care au prezentat ordonanța, Teodorovici și Vâlcov au spus, da, această plafonare a prețului știm că va duce la pierderi de aproximativ 1,5-2 miliarde de lei din taxe pe venituri suplimentar, nu vor mai fi plătite, din dividende, nu vor mai fi acordate. Vor să adune mai mulți bani la buget. Ei sunt conștienți că din plafonarea prețului vor pierde 2 miliarde, dar cred că vor câștiga 1,52 miliarde din acel impozit de 2% pe cifra de afaceri. Și în final, toată această nebunie va duce la compromiterea investițiilor. Și nu vorbim de investițiile acestea necesare în retehnologizări, în mentenanță și așa mai departe în sectorul energetic. Vorbim de investiții mari, de exemplu în zona offshore, unde decizia nu este luată încă de către marile companii și aceste investiții sunt puse în pericol. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem o amenințare reală la adresa securității energetice a României. Ce putem să facem? În primul rând, noi am spus că vrem și am solicitat împreună cu colegii de la USR 114 semnături, am reușit să strângem pentru o sesiune extraordinară. Primul punct pe ordinea de zi, ordonanța 114, să o respingem, proiectul de lege care ar trebui să fie respins, care aprobă ordonanța 114. Nu au vrut pentru că erau la soare, erau la plajă și Tăriceanu și Dragnea. Credem noi că până la 1 martie, când intră în vigoare această ordonanță și se aplică pe zona de energie electrică, ea trebuie să fie să fie respinsă. Altfel, noi, Parlamentul, suntem instituție care avem în sub control parlamentar ANRE-ul, Autoritatea de Reglementare în domeniul energiei. ANRE-ul este chemat acum să scrie legislația secundară. Credem și tot eu ce spun aici spun din concluziile discutate cu acești operatori. Credem că putem interveni pe legislația secundară, să invităm ANRE-ul la comisiile de specialitate din Parlamentul României și să oprim această aberație. Explicați-mi, să înțeleagă telespectatorii, faci ordonanța asta tâmpită, vezi consecințele după ceva vreme, se duce cursul naibii, de strâns bani mai mulți la buget, din startul spui că vei pierde bani. Companiile spun că vor da oameni afară. Atunci, de ce faci lucrurile astea? Sunt dator cu explicația aceasta. O structură care are în componență 21 de companii cu peste 46.000 de angajați, Ropepca, despre ei este vorba, acționează în zona de petrol și gaze naturale, au spus foarte clar, avem astăzi 46.000 de angajați, am plătit anul trecut peste 6 miliarde de euro către bugetul de stat, impozite și taxe, noi credem că această ordonanță ne va obliga să trecem la disponibilizări. Au spus foarte clar,
și nu s-au oferit să fac această afirmație. Rămâne întrebarea, aceeași întrebare o aveam și la dumneavoastră. De ce o fac? Doar ca să ia din atribuțiile BNR-ului? Doar să se lupte cu sistemul bancar? Eu am răspuns. Cine sunt cei mai antipatici și ușor de atacat astăzi în România? Bancherii. Bancherii, pentru că ne iau rate. Deci o decizie populistă, da? Nu? Cine sunt? Cei care ne trimit facturile la lumină, la gaz și așa mai departe, ăștia sunt antipatici, domnule. Pe ei, fraților, pe ei vrem să-i punem la punct, pe ei vrem să-i impozităm suplimentar. Dar, până la urmă, populația va plăti mai mult. Populația deja plătește mai mult pe energie. Retorica PSD asta vrea să spună. Noi aplicăm economia, stilul ăsta de economie Robin Hood. Luăm de la bogați, vă dăm vouă săracilor și vă protejăm, domnule Stelian Ion. Asta este retorica PSD. Vă protejăm atunci când ăștia o să vină să încerce să vă mărească facturile și să scoată banii pe care noi îi luăm de la voi. Este o mare păcăleală. Asta este să explicăm de ce. Pe este o mare păcăleală. Este exact invers. Efectele pe care le-am văzut cu toții, imediat după ce a intrat în vigoare această ordonanță, nici n-a trebuit să treacă foarte mult timp, au fost acelea că, în primul rând, firmele românești au avut de pierdut. În domeniul bancar am văzut efecte negative asupra unei bănci autohtone, care deja a luat poziție. De asemenea, în sectorul energetic sunt acele probleme chiar și la complexul energetic Oltenia. Am importat la un preț exorbitant energie electrică în perioada care a trecut și specialiștii au spus în majoritate covârșitoare că toate aceste efecte negative care se răsfrâng direct asupra calității vieții românilor se datorează acestei nenorocite de ordonanțe. Cauzează. Este cauzată, deci aceste efecte sunt cauzate de această ordonanță. Problema este că acest model iliberal care a fost descris foarte bine anterior nu implică statul, un stat abstract, așa, care la un moment dat poate avea niște mecanisme sănătoase, ci implică o bandă de oligarhi, de oameni cu dosare penale și de infractori cu hotărâri judecătorești și definitive. Aceștia, câțiva oameni, foarte puțin la număr, vor să decidă în România și care este euroborul în ședințe de partid pe care le controlează, să plafoneze prețurile la energie, să controleze absolut tot ce mișcă în aceste sectoare. Noi, opoziția, am tras de fiecare dată semnale de alarmă. Am spus lucruri pe nume. Am spus la acea nefericită lege a recursului compensatoriu că vor fi efecte negative. Care a fost reacția? Nu s-a mișcat nimic până când lucrurile nu s-au întâmplat. Și iată că și acum, după ce am văzut că zburdă criminalii liberi pe străzi, de fapt nici acum nu se iau măsuri de către guvernul actual. Noi spunem, tragem și spus săptămâna problema, că vor da ordonanță, mă scuzați, nu au dat, vreau să vă completez, da? Exact. Așa este. Problema este că toate aceste semnale de alarmă au fost trase, n-au luat nicio măsură, dar mai au tupeu să spună că USR-ul și PNL-ul sunt cei care au promovat această lege a recursului compensatoriu. Deci, ce vreau să spun este că ei se bazează pe minciună, pe tehnici de manipulare, acele cifre aruncate de Liviu Dragnea așa, într-o seară pe Facebook, de unde oare le avea, adică nu trebuie să fim naivi, nu suntem naivi de unde le avea, dar nu e normal să se întâmple în acest... Știți cum e vorba aia? Hârtia, suport, orice. Trebuia să facă guvernul aceste prezentări. Foarte simplu aici, în 30 de secunde, 40 de secunde, o mare ipocrizie. Pentru că dacă acest guvern Dăncilă ar fi cu adevărat un guvern în interesul României și nu ar lucra parcă pentru alte entități, domne, în loc să plafoneze prețul la energie, la gaze, la curent și așa mai departe, mai bine ar încuraja producția românească. Sunt foarte mulți producători interni în România care folosesc gazul românesc. E, în momentul în care tu intervii brutal în această chestiune,
Hai să vedem ipocrizia. Păi piața economică încă e liberă. Și dacă bulgarii care lucrează cu gaz rusesc și maghiarii care lucrează cu gaz rusesc pot să-mi aducă niște produse pe care producătorul român folosind gazul românesc îl scoate mai scump, pentru că gazul românesc este mai scump decât gazul rusesc. Și atunci tu ce faci? Distrugi producătorul intern, adică tu te bați cu pumnii în piept, Dragnea, Tăriceanu, Vâlcov, că sunteți naționaliști, domne, că pentru țărișoară, interesul național, interesul economic, da? Și ce faci din toate politicile tale fiscale? Nu faci altceva decât să încurajezi importurile din două țări care lucrează direct cu Gazpromul și care au gazul mai ieftin decât avem noi gazul, care poate să aducă prin băieții deștepți și prin gulere albe energie mai ieftină în România decât produc vieții oameni care au, domne, locuri de muncă, a spus domnul ministru, a vorbit de 46.000 de locuri de muncă. Dacă adăugăm toate întreprinderile, doar la 15 companii, dacă adăugăm miile de salariați care lucrează în companii românești, pe teritoriul României și folosesc produse românești și nu sunt competitivi, pentru că acum nu te poți bate cu Gazpromul. Mai ales, eu n-am înțeles, guvernul ăsta Dăncilă lucrează pentru partea maghiară și pentru partea bulgară, dar nu este neinteresat de profitul intern, adică de încurajarea producătorilor interni. Cine îți produce ție banii? Bă, producătorul tău, noi de ce avem leu prost? Pentru că noi, leul nostru românesc, nu are în spatele lui o realitate economică, adică România nu produce ceva de leu ăla, adică un leu al nostru nu este egal cu o masă de producție. 15 miliarde de euro deficitul de balanță, la începutul anului s-au plătit toate importurile pe final și se plătesc și în avans niște chestii. Când scoți 15 miliarde de euro din România cumpărând produse și servicii din afara țării, normal că se duce în aibileu, da? Trebuie să-l plătești cu euro. Chiar nu să plătești leu între granițe și să miști leu tău între granițele tale și să aduci plus valoare cu produsele tale, noi ce facem? Asta este mare ipocrizie, adică ne batem cu cărămida în piept că noi suntem români, noi suntem aici pe vest stăpâni și îmbogățim pe alții. Pe cine? Pe niște băieți care ne sunt și ostili. Acum dacă ne uităm și mai facem și altceva, prin legea offshore, îi dăm cu niște concesiuni unor companii maghiare, adică molul, domne, ce resurse naturale are Ungaria, domne? Dar de ce nu-și extrag ungurii gazul lor dacă l-au? Da, da, benzina este mai ieftină în Ungaria. Păi da, domne, dar intră și explorează, da, teritoriul nostru, resursa noastră România. Informație pe care am aflat-o de la agențiile maghiare de presă, nu din România. Și atunci eu dau concesiuni în Marea Neagră unor companii ungurești, iertați-mă, dar de ce nu ne folosim noi treaba asta dacă suntem marele guvern al României? Păi și că au făcut licitație. Trei informații vitale economice pe care vreau să le știți, să vă rog, dragi colegi, să dați primul carton, da? Potrivit cele mai recente anchete realizate de statistica lui Ghizdeanu, nu altceva, până la martie vom fi martori unor majorări de prețuri în mai toate sectoarele economiei, da? Inflație. Scumpiri sunt așteptate în sectorul comerțului ca amănuntul, da? Toți cei care merg la cumpărături zi cu zi vor fi afectați, da? Cartonul pe produse farmaceutice, dacă tot discutăm de criza asta a vaccinurilor și așa mai departe, toți cei care vă cumpărați medicamente, și nu mă refer la cei care mergeți și cumpărați oarecum medicamente subvenționate, cei care trebuie să plătească medicamentul au văzut că medicamentele se vor scumpi. Iar ultima chestiune, sectorul construcțiilor, da? Pentru că de 3-4 ani, într-adevăr, piața imobiliară a mers foarte bine, s-a construit și sectorul construcțiilor va cunoaște o decelerare, o scădere. Așadar, lucrurile nu arată foarte bine, Oana. Întrebarea mea este politică de data asta. Crezi că retorica asta PSD mai poate păcăli? Pentru că noi suntem, și repet chestia asta cu obsesie, suntem în 2019, în fața eșecului până la urmă a anului 2016, când oamenii plictisiți n-au ieșit la vot, mergea bine, era prosperitate, nu știu ce, domnule, lasă că nu știu ce, au ieșit PSD-știi pe o poveste frumos ambalată, da? Care se dovedește că a fi o mare minciună. Ei acum se pregătesc de alegerile parlamentare, prezidențiale și au început, da, cu aceeași retorică. Mai ține povestea din 2016. În care se proiectează realități paralele, false, falsificate. În mare măsură, eu cred că mai ține, pentru că uitați-vă și în Europa. Partidele populiste, dacă facem o comparație cu acum 10 ani, au câștigat teren și în țări democratice dezvoltate. Au ajuns, cred că s-a făcut o analiză de către tot felul de analiști, de către Guardian, 11 țări. Sunt în 11 țări, partidele populiste au ajuns la guvernare. Au membrii în guverne. Deci lucrurile stau și în Europa destul de prost din punctul ăsta de vedere și cred că Liviu Dragnea pe asta marșează și
de asta și, și-a și orientat partidul către zona asta populistă. A prins foarte bine în Ungaria, el se compară cu Orban, deși nu are nimic în comun. Măcar acolo e vorba de ideologie, la Liviu Dragnea. Exact, la Liviu Dragnea. Și în Polonia la fel, era următorul. Exact, asta era următorul exemplu. Acolo economia merge, la noi o dă. Asta era următorul exemplu. Eu nu fac această comparație. Mă tem că domnul Dragnea face această comparație. Dar aveți dreptate, naționalismul prinde. Da, prinde naționalismul, prinde populismul, exact. L-am auzit pe domnul Vulcova, s-a înspăimântător. Oana, scuze-mă, naționalismul de bun simț îmi place. Nu, e vorba de naționalism economic aici. Da. Bun, îmi place, da, și la economic, dar vreau prosperitate. Vreau prosperitate, nu vreau minciună. Păi, bun, ok, eu cred că oamenii de afaceri români ar trebui să fie ajutați, să fie sprijiniți. Cred că ar trebui întărit mediul ăsta privat. Cred că mediul de afaceri. Asta este opinia mea personală. Da. Discriminare, da. Exact, sunt de acord cu domnul Bodu. Adică, poveste, asta este opinia mea, am și eu de opinie. Ideea este următoare. Nu sunt dușmanul acestei țări și niciunui alte țări. Eu în sensul ăsta am spus. Povestea sună bine, povestea sună bine, numai că nu se întâmplă realitate. Este o minciună, este o păcăleală. Da, vreau să spun că l-am auzit aseară pe Vâlcov și mi s-a părut cu două chestii, bine, a zis foarte multe aberații, două chestii mi s-au părut înspăimântătoare. Una, că BNR-ul nu este suficient de oamenii, conducerea, nu sunt suficient de patrioți. N-am înțeles. Pe când dânsul este animat de acest sentiment și tot ce face, face din patriotism. Și a doua chestie, ceea ce este nu inacceptabil niciunde în lume, inacceptabil, a zis, ironic așa, încă n-au văzut artiștii ultima ordonanță, ultimul articol, ultima prevedere adăugată în ultima ordonanță pe care am dat-o privind Consiliul Concurenței. O să vadă acolo că în 6 luni de zile Consiliul Concurenței trebuie să dea rezultatele, raportul fiecărei anchete și punem cu votul pe labe și Consiliul Concurenței, pe care e una dintre instituții pe care n-au reușit în ultimii 2 ani de zile să o acapareze. Consiliul Concurenței, Legislativ, Banca Națională, sunt câteva, doar câteva instituții pe care n-au putut să le anihileze. Și acum vin cu această prevedere, cu acest articol, iar Vâlcov o spunea cu admirație. Uite ce le-am făcut. Uite, nu că nu e transparență, că nu e discuție. Aveți dreptate, dar să știți că ceea ce spuneți conduce către altă idee. E posibil ca Vâlcov să-și dorească să fie guvernator al Băncii Naționale. Da. Știți că s-a vorbit inclusiv la această emisiune cine ar vota și un nou guvernator, pentru sigur că PSD-ul vrea să scape de Isărescu. Și pe cine punem? Eu zic, chiar nu știu. E pentru prima dată când nu se știe cine ar putea fi înlocuitor. Ba, se știe. Domnul Vulcov, se pare. Domnul Vulcov sau o doamnă, domnișoară pusă sau un de domnul contact Vulcov. Din telor, și domnul Bodu, mai e o chestiune. Expiră și mandatul Consiliului de Administrație, evident, la BNR. Deci va fi un an extrem. Ne bazăm pe, pentru că totul se întâmplă în Parlament. Ne bazăm pe majoritatea parlamentară pe care ar putea o, și poate ne spun aici că sunt doi reprezentanți ai opoziției, dacă pot să schimbe aritmetica parlamentară, pentru că acolo se va vota. Și dacă vine ALDE, vine PSD, habar n-am cu domnul Zanfir, cu domnul, nu știu cu ce, domni, Nicolicea, habar n-am, nu știu. Acum vor să-l aresteze. Îl aresteze. Apropo, zicea domnul Mănăstirea mai devreme de a arăta acele cifre de la Chisneanu. Deci cât e inflația, domnul Mănăstirea? 3,2. Păi cum să fie oborul mai jos ca inflația? Pe cuvântul meu, suntem la grădiniță. Cum să fie oborul mai jos ca inflația? Cum să putem împrumut la o sumă reală mai jos decât inflația? N-am Grecia, cum. Înainte să intre în criză, s-a jucat cu tipul ăsta de statistici o 3-4 ani, a mințit Uniunea Europeană și până la urmă a ajuns acolo, din păcate, unde, Doamne ferește, nu vreau să ajungem noi. Pauză comercială, revenim imediat, e un întreg scandal, mulți primari, majoritatea primarilor, de fapt, importanți din România, urlă și țipă că guvernul le-a tăiat banii, o să rămână primările fără fondul de salarii, iar președintele Iohannis trage în continuare semnale în ceea ce privește modificările pe legile justiției. De ce spun asta? Pentru că PSD-iștii, foarte preocupați de starea economiei, au început să vorbească despre buget, despre robor, să abată oarecum atenția. Dar în laboratoare, acest Tudorel Toader lucrează cu multă, multă determinare pentru a pune în aplicare planul de scăpare a infractorilor. Pauză și revenim. Vă spuneam la întâlnirea noastră de anul trecut că pentru politica externă și europeană a României să fie performantă, statul român trebuie să rămână unul în care democrația liberală și statul de drept sunt deplin consolidate, cu o justiție independentă și eficientă.
Aceste considerente rămân valabile acum, când deținem președinția Consiliului Uniunii mai mult ca niciodată. Vă asigur că voi face tot ce ține de mine ca președinte pentru ca aceste valori să nu fie afectate. În egală măsură, vă asigur că, indiferent de scena foarte dinamică a politicii interne românești, pe care o cunoașteți foarte bine, în ceea ce privește afacerile europene, toți factorii de decizie ai României vor acționa unitar și cât mai eficient, astfel încât președinția Consiliului Uniunii să se desfășoare în cele mai bune condiții. Bun, președintele României dă asigurări, Oana, dă asigurări, dar ce poate face în mod real? Pentru că citeam în timp ce l-ascultam pe președintele României, pe TT-ul, da? Pe Tudorel Toader, care și-a găsit o altă țintă, să desfințeze toate sentințele date de judecătorii în completurile de 3. Acum asta cu completurile de 5 au rezolvat-o, pregătesc ordonanța și a mutat miza și la completurile de 3. Pentru că ce s-a întâmplat? Niște băieți care și-au luat pușcărie multă, care au fost judecați la completurile de 3, țipă și spun, dar noi, că uite, îi scăpați pe aia de la completurile de 5, pe miniștri, pe parlamentari, dar noi, care vorba lui Caragiale, am suferit de la 48, pe noi ne lăsați la pușcărie cu condamnări? Da, domnul președinte, trebuia să spună că de anul trecut până acum nici TT-ul n-a stat degeaba și nici PSD, nu? Câte ordonanțe s-au dat, câte modificări la codul penal în Parlament s-au întâmplat doar într-un an de zile și câte au de gând să facă, pentru că în afară de completurile de 3 care urmează după cele de 5, sunt similare, ne spunea. Dacă nu uitați ce trebuie să faceți. Da, băiatul pregătește terenul, da. Absolut de ieri de la domnul Tudorel Toader că și abuzul în serviciu e prea drastic aici reglementat. Dom'le, mai lax. Mai lax, un pic. Deci tot ce face domnul Tudorel Toader face în sprijinul celor, cum a zis doamna Dăncilă, celor care sunt corupți, să-i ajutăm puțin. Dar ce s-a întâmplat într-un an de zile, apropo de președintele Klaus Iohannis? S-a întărit această funcție de ministru al justiției, care este tăticul tuturor, nu? Domnul ministru al justiției nu are nevoie de CSM, CSM-ul este pus între paranteze, CCR-ul i-a dat puteri depline, poate să facă orice vrea domnul Tudorel Toader. Iar președintele Klaus Iohannis nu prea are foarte multe pârghii, pentru că toți s-au luat din atribuții, s-au dus către Parlament și către ministrul justiției. Mai poate să facă unele lucruri și o face bine în ultima vreme, pentru că rămâne un pilon, rămâne o garanție președinția României sau președinția, cum zice doamna Dăncilă, României. Dacă facem un exercițiu de imaginație și ne gândim că putea să fie un PSD sau putea să fie această instituție acaparată și ea de un PSD-ist, mi se pare că ne dăm seama cât de important este un președinte la administrația prezidențială, așa cum este acum, cu regulile de acum, care să țină drumul drept. Nu ar mai exista nicio astfel de garanție. Deci mai are câteva pârghii, da. Face bine ce face. Pârghii și, păi, uite, în primul rând, nu pune propunerile, nu dă curs propunerilor ministrului justiției, așa cum a făcut-o în trecut. Nu dă curs propunerilor venite de la guvernul României. Mai forțează să numească șefa DNA, procuror general, da. Da, deci poate să mai facă de ceva. Mai are de făcut un referendum, dar vedeți că și la referendum a venit PSD-ul și a spus nu poate să facă referendum în acea zi cu alegerile europarlamentare. Stai, doamne, cum adică? În fiecare zi noi reglementăm de pe o zi pe alta, pe genunchi, fiecare vrea președinte să facă referendum, îi tăiem referendum, dăm o ordonanță de urgență. Vrea președinte să facă ceva, îi luăm această atribuție. Nu se poate într-o țară democratică și normală și zdravână la cap ca lucrurile astea să se producă în fiecare zi în funcție de dorința liderului suprem să pocnească din dege să se întâmple. Eu mă întreb noi ca națiune și ca societate de ce acceptăm și nu reacționează instituțiile care mai sunt. Miza nu se reacționează la un proces legislativ. Miza atacării completului de 3 judecători și a dezincriminării abuzului în serviciu este faptul că intrăm în 2 ani electoral. Iar completele de 3 judecători au judecat în principiu dosarele de corupție și de abuz în serviciu ale primarilor. Corect. Da? Iar acum asistăm la o surpare a fundației PSD-ului pentru că pleacă niște greuceni de acolo, da?
pleacă, a plecat Mihai Tudose, astăzi, a plecat PSD Brăila, organizație puternică care se mobiliza exemplar la vot, Paul Stănescu, Ciolacu, Stanciu, toți ăștia pleacă, Țuțuianu a și plecat și atunci PSD-ul nu mai are niște motoare foarte doritoare așa să electrizeze și să aducă lumea la vot. Singura ofertă pe care Dragnea o are față de primarii cercetați penal și însuși celebrul nostru prieten ăla de e pleșuf tot timpul, mai pleșuf ca mine și decât tine, da? Domnul Codrin Ștefănescu, la luat gura pe dinainte și a zis, domne, noi suntem 75% dintre partid, suntem penal, suntem cercetați penal. Da, a spus o mie și ceva de primari, aleși un dosar de primari, aleși locali, da, și abuz în serviciu. Gândiți-vă, da, cum ar putea PSD Dragnea să mai mobilizeze vreodată, fie în teritoriu, fie pentru alegerile europarlamentare sau generale sau chiar prezidențiale, oamenii la vot, dacă primarii ăștia n-au primit tainul de care au nevoie. Pentru că așa și-a ținut Dragnea și-a ținut armata lor, lui de zombi, gata să se sacrifice ca niște kamikaze pentru el și să moară odată cu faraonul. Da. Când le-a zis, băi fraților, eu dacă mă țineți pe mine aici, eu vă scap de pușcărie. N-a reușit în ăștia 2 ani. I-a momit, i-a păcălit, i-a învârtit. Și-a rezolvat el anumite probleme, i-a tot sucit. Acum bate primul tronson de alegeri europarlamentare anul ăsta și de prezidențiale la ușă. Credeți dumneavoastră că dacă Dragnea nu-i servește pe băieții ăștia să-i scoată de la pușcărie, se va mobiliza un primar în teritoriu să zică hai să-l votăm pe Dragnea care ne-a mințit și n-a făcut nimic pentru noi? Deci Dragnea este prins în corzi, este prins în menghină. Acum nu vreau să se supere nimeni pe mine, dacă în șobolanul părăsește corabia, înseamnă că nici corabia aia nu ajunge în port, e în derivă. Când greii din PSD s-au hotărât acum să facă saltul din barca, din corabia nebunilor la cărui cârmă este Dragnea să se ducă într-o barcă, într-un iac mai frecventabil al domnului Ponta, asta nouă ce ne arată? Că bă, baronimea aia cu două cărți măcar citite la activ, s-a prins că s-a terminat cu PSD. Eu aș folosi altă metaforă. Îmi place. Șobolanii părăsesc corabia la timp. A fost un film, se numea Șobolanii Roșii. Da, da. Eu mi-am amintit. Șobolanul, baronul șobolan PSD simte când corabia ia apă și își ia măsurile de precauție evidente și fuge la momentul potrivit. Pauză comercială, revenim cu scandalul ăsta al primarilor, țipă marii primari ai României că nu mai au bani la buget. Discutăm imediat după o scurtă pauză comercială.